Hello, hello, bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea pentru anul 2021 pentru zodia Balanță. Pentru cei care aveți zodia Balanță, ascendentul, luna sau aglomerare de planete în Balanță, aceasta va fi etalarea voastră generală pentru anul 2021. Va fi o etalare generală, prin urmare e important să ascultați atât pentru semnul vostru zodiacal, cât și pentru ascendent, lună sau pentru aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un semn zodiacal. Voi scoate câte o carte pentru fiecare lună în parte și pe urmă vom clarifica situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară pentru fiecare trimestru în parte. Bun, hai să vedem pentru zodia Balanță care sunt energiile, riscurile și oportunitățile cu care vine 2021 în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și energia generală acestui an, pajul de săbi, o energie foarte mentală, cu foarte multă comunicare, foarte multă energie mentală pentru balanțe. Un lucru interesant, mi se pare că pe această poziție, în luna aprilie, atât pentru balanțe cât și pentru gemeni, a ieșit cartea care reprezintă zodia gemeni, îndrăgostiții. Foarte interesant. Hai să vedem. Balanțele au 5 arcane majore care au ieșit în această etalare. În ianuarie, temperanța sau cumpătarea, cartea care reprezintă zodia săgetătorului. În aprilie, îndrăgostiții, cartea care reprezintă zodia gemeni. În mai, turnul, o schimbare neprevăzută care vine pentru binele balanțelor, fie că vă dați seama sau nu de asta la momentul respectiv. În luna iulie, justiția, cartea care reprezintă zodia balanței, vă reprezintă pe voi. În august, magicianul, cartea care reprezintă planeta Mercur. Wow, ok. Un an important pentru balanțe. Hai să începem cu interpretarea lună de lună. Luna ianuarie începe cu energia săgetătorului pentru voi, cu nevoia de cumpătare, de temperanță. Aveți foarte mare grijă să nu faceți excese de niciun fel în luna ianuarie. Anul începe bine, în general, cu o notă pozitivă, dar asta nu înseamnă că e bine să vă întindeți mai mult decât vă este plapuma. Nu faceți excese nici culinare, nici cu băuturile alcoolice, cu medicamentele sau drogurile, nu faceți excese nici în relația voastră sentimentală, nici pe partea financiară, păstrați totul la un nivel temperat, cumpătat. Luna februarie vine cu o energie foarte frumoasă în plan sentimental. Nouăle de cupe este acel și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, este happily ever after-ul. S-ar putea ca această fericire, această împlinire în relațiile voastre sentimentale să nu vină pe căile cele mai ortodoxe, cele mai tradiționale, să le spunem, dar va veni într-un mod surprinzător, unic, inedit și foarte plăcut pentru voi. În luna martie avem aici regina de săbi, o energie foarte mentală, foarte intelectuală, poate ușor mai rece. E posibil ca balanțele în luna martie să fie foarte prinse în mintea lor, în planurile lor de viitor, să analizeze foarte rece, foarte calculat anumite lucruri, evenimente, oameni, da? În luna martie o să puneți în balanță, o să cântăriți foarte mult toate aspectele vieții voastre, atât emoțional, cât și la locul de muncă, în toate planurile vieții, cumva o să fiți mai reci și mai detașați. Ceea ce nici nu e rău, pentru că mai trebuie din când în când să analizăm lucrurile la rece și la calm. Partea pozitivă este că aici, în luna aprilie, din nou se reaprinde flacăra iubirii, adică balanțele așa între două luni în care au foarte multă energie sentimentală, petrec aici la mijloc luna martie, o lună în care trebuie să analizeze foarte bine ce vor să facă, mai ales că aici în luna aprilie vine nevoia unei decizii, a unei hotărâri, pentru că îndrăgostiții au în spatele lor și această energie de dualitate, de nevoia de a lua o decizie.
Balanțele care s-au folosit de energia mentală din luna martie pentru a cântări foarte bine lucrurile, în luna aprilie vor lua decizia perfectă pentru viitorul lor. Balanțele care n-au luat decizia corectă în această perioadă o să aibă parte în luna mai de o corecție de traseu care vine de data aceasta de la Univers. Nu mai este decizia voastră, nu mai este în puterea voastră să hotărâți în ce direcție vreți să vă ducă destinul de acum înainte, pentru că aici vine turnul. E un moment de cumpănă, un moment de cotitură în care Universul vine și echilibrează ceva în viața balanțelor. Să nu vă fie frică de acest moment de turn, pare mai trist și mai tragic decât este de fapt în realitate. Turnul vine tot timpul cu schimbări care sunt absolut necesare în viața noastră, pentru că în anumite aspecte ale vieții noastre începeam să ne îndepărtăm de direcția care ne-a fost predestinată, de traseul corect pentru sufletul nostru în această evoluție. Și aici intervine Universul, intervine karma cu anumite evenimente, cu anumite persoane, cu anumite mesaje care vin către noi fără să ne așteptăm și termină anumite lucruri pentru a face loc în viața noastră pentru alte lucruri mult mai pozitive. În luna iunie avem aici 10-le de cupe, motiv de sărbătoare în sânul familiei. O parte dintre balanțe fie se căsătoresc sau se logodesc, alții o să aibă un copil sau află că o să aibă un copil. În orice caz, aici este motiv de sărbătoare, împlinire emoțională, sărbătoare alături de toți cei dragi. Luna iulie vă pune pe voi în centru atenției, avem aici Justiția, cartea care în tarot vă reprezintă pe voi, reprezintă zodia balanței. Va fi o lună în care o să vă simțiți foarte mult voi înșivă, o să vă simțiți în largul vostru, în centrul atenției. O lună în care toată lumea oarecum adoptă principiile balanței de echitate, justiție și de echilibru. Foarte important, iarăși aici în luna iulie, atenție să nu faceți excese, de niciun fel. Luna august vine cu Magicianul, o altă carte foarte frumoasă, care se manifestă pentru balanțe ca o zână protectoare care vă îndeplinește toate dorințele. În esență, voi sunteți această zână care vă puteți îndeplini toate dorințele, pentru că Magicianul vă pune la dispoziție toate uneltele de care aveți nevoie ca să vă creați singuri viața, realitatea pe care vă doriți. Mare atenție aici în luna august la tranzitele planetei Mercur. Dacă cumva face anumite aspecte importante cu planete din harta voastră natală, aceste lucruri o să vă influențeze mai mult decât pe ceilalți. Luna septembrie vine aici cu nouăle de săbi. Oportunitatea din spatele acestei cărți este că o să aveți o intuiție foarte ridicată și oarecum o să știți intuitiv în ce direcție o să apuce lucrurile. Partea negativă din spatele acestei cărți este că riscați să manifestați în viața voastră, în realitatea voastră, anumite lucruri negative care vă îngrijorează. În luna septembrie, mai mult decât în altă perioadă a anului, este foarte, foarte important pentru balanțe să vă controlați gândurile, să vă controlați discursul interior care se întâmplă în interiorul vostru în fiecare secundă, din fiecare clipă, din fiecare zi. Pentru că aici, în august, Magicianul vă dă toate uneltele ca să manifestați exact viața pe care vă doriți. Dar aici, în luna septembrie, se trage semnalul de alarmă. Dacă mesajul acesta interior a vostru nu este bine aliniat, nu este centrat în dragoste, în echilibru, în justiție, în cumpătare, riscați să manifestați lucruri foarte negative în viața voastră. E foarte important pentru balanțe să vă folosiți, mai ales aici în luna iulie, în luna august, de această energie de pași de săbi, ca să vă faceți o resetare mentală, astfel încât acest magician să aducă în viața voastră doar lucruri pozitive și să evitați riscul din aceste nouă de săbi care apare aici în septembrie. În luna octombrie avem aici treiul de bâte, după faptă și răsplată. O să fiți răsplătiți de univers în funcție de energia și efortul pe care l-ați depus în trecut.
cei care ați depus mai mult efort o să fiți răsplătiți mai bine, cei care ați depus mai puțin efort o să fiți răsplătiți mai puțin, fiecare după karma sa individuală. În luna noiembrie avem aici 10-le de bâte. Foarte multă muncă, sunteți foarte aproape de finish line, nu vă dați bătuți. Este momentul în care să băgați viteză, trageți tare și duceți lucrurile la bun sfârșit. Nu lăsați lucrurile făcute pe jumătate. Luna decembrie vine cu energia de 5 de săbi. Uitați-vă foarte atent la tot ce s-a întâmplat pentru voi anul acesta 2021 și în luna decembrie este foarte, foarte important să trageți niște învățături de minte. Da, în unele aspecte lucrurile au ieșit așa cum v-ați dorit, în altele n-au ieșit așa cum v-ați dorit. Întrebați-vă de ce nu au ieșit toate lucrurile cum aveați voi planificat. Ce puteți să îmbunătățiți de aici înainte? Învățați din greșelile trecutului, astfel încât să începeți 2022 mai înțelepți, mai cumpătați, cu lecțiile bine învățate și să vă asigurați că la anul veți ieși învingători în toate planurile existenței. Bun, și acum hai să clarificăm fiecare trimestru în parte, în planul emoțional, de dragoste, în plan de sănătate și în privința banilor, a carierei și a situației financiare. Să vedem, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, în dragoste, 10 de bâte, în sănătate, îndrăgostiții, bani, carieră, situație financiară, 9 de monede. Bun, hai să o luăm pe rând. Să vedem fiecare carte cum se combină cu energiile lunilor ianuarie, februarie, martie și aprilie. 10-le de bâte, în esență, este o carte care ne demonstrează că avem foarte multe greutăți pe umerii noștri. Sunt niște greutăți pe care noi ni le-am asumat și acum e momentul să ducem lucrurile la bun sfârșit. În relația voastră de dragoste, e posibil ca balanțele să-și fie asumat mai mult decât pot duce. Și luna ianuarie vine cu mesajul acesta de temperanță, cu nevoia de a echilibra balanța în relația voastră. E foarte important în luna ianuarie să aveți aceste discuții foarte echilibrate cu partenerul sau partenera voastră, să-i explicați într-un mod rațional, liniștit, fără să urlați, fără să țipați, exact care sunt punctele în care simțiți că nu mai puteți să duceți atâtea greutăți asupra voastră și să le cereți ajutorul. Dacă urmați sfatul acestei cărți, a cumpătării, și aveți această discuție cumpătată, echilibrată, cu partenerul sau partenera de viață, lucrurile o să meargă într-o direcție foarte frumoasă pentru relația voastră. O să aveți aici un parteneriat cu nouăle de cupe și o să vă ajute partenerul sau partenera să duceți aceste 10 bâte, această povară. Luna martie vine cu o reanalizare a relației voastre. O să stați foarte echilibrați, să analizați la rece exact care din aceste 10 bâte merită să le duceți mai departe, care trebuie lăsate în trecut. Și aici, în luna aprilie, vine momentul critic în care o să luați o decizie împreună cu partenerul sau partenera voastră despre modul în care e cel mai sănătos pentru ambii să înaintați de aici înainte. Pentru cei singuri care duc povara singurătății asupra lor, e foarte important în luna ianuarie să nu disperați, pentru că vin lucruri foarte frumoase către voi. Nouăle de cupe, vine partenerul ideal către voi, dar fiți foarte atenți că o să vină pe o cale mai neobișnuită, mai excentrică. Și va trebui foarte clar aici în martie să vă gândiți ce merită pentru voi. Vreți să reveniți la singurătate sau acceptați acest parteneriat mai excentric? În luna aprilie va trebui să luați o decizie. În privința sănătății, avem aici îndrăgostiții, da? Apare din nou cartea gemenilor, apare din nou nevoia unei decizii. Această carte îmi spune că în privința sănătății puterea e în mâinile voastre, decizia este în mâinile voastre. Și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți pentru starea voastră de sănătate este să demonstrați cumpătare, să nu faceți excese în niciun plan al vieții voastre. Calea de mijloc este cea care vă va duce la starea de sănătate pe care vă doriți. E posibil ca în lunile
februarie-martie, ceva din situația voastră de dragoste să vă afecteze foarte mult starea de sănătate. În privința carierei, a banilor, a situației financiare, avem aici 9 de monede. O carte de împlinire, o carte de stabilitate financiară. Nu o să aveți mari fluctuații financiare, nici spre bine, nici spre rău în această perioadă. Primele 4 luni din an sunt un fel de status quo, lucrurile o să continue exact pe aceeași traiectorie pe care erau și până acum. E posibil în luna martie să fiți ușor nemulțumiți de acest lucru, de faptul că situația voastră financiară nu s-a îmbunătățit în niciun fel, și în luna aprilie să apară o oportunitate sau să aveți șansa să luați o decizie, da, cu privință la direcția în care vreți să mergeți de aici mai încolo în cariera voastră, în afacerile voastre, astfel încât să obțineți o stare financiară mai bună. În orice caz, nu sunt probleme. Nu e nici prea bine, nici prea rău, totul este mediu, e ok, să spunem, în privința banilor. Hai să vedem în trimestrul 2, în lunile mai, iunie, iulie și august, în dragoste, 5 de bâte, sănătate, 5 de monede, în bani, carieră, situație financiară, regele de monede. Bun, ok. În dragoste lucrurile prind viteză, în sănătate lucrurile par să se înrăutățească, în schimb în carieră, bani, situație financiară lucrurile se îmbunătățesc dramatic. Ok, hai să analizăm fiecare carte în parte. În dragoste, 5-ul de bâte este o carte care vine cu foarte multă pasiune în spatele ei. Partea negativă din această carte este că o ceartă sau o dispută care începe așa amical, amiabil, riscă să degenereze în ceva foarte serios, în ceva foarte nasol. Așa că aveți mare grijă aici, mai ales acele balanțe care aveți tendința să căutați motiv de ceartă doar pentru că împăcarea e foarte dulce. Nu faceți lucrul acesta pentru că această ceartă cu 5 de bâte peste turn o să vă distrugă relația de-a dreptul, da? Renunțați la acest gen de comportamente puerile, imature, pentru că aveți aici mult prea multe cărți pozitive pe situația voastră de dragoste și ar fi trist să ratați tot acest potențial din cauza unui comportament imatur. În sănătate avem 5-ul de monede. Vă simțiți singuri, vă simțiți abandonați, aveți o criză existențială și credeți că nu o să găsiți niciodată soluția pentru problema voastră de sănătate. Este o criză aparentă, pentru că aici turnul, da, într-adevăr, o să genereze un moment de criză, dar o să vină și cu o soluție din partea familiei. E posibil că aici un membru din familie să vă îndrume către specialistul, către expertul, către terapeutul care vă poate ajuta cu această criză în partea de sănătate. Și o să vă dați seama și singuri aici în lunile iulie și august că era soluția potrivită pentru voi. Era medicul, terapeutul, tratamentul de care aveați nevoie, care vă redă vouă forța, autoritatea asupra propriei voastre stări de sănătate. Trebuie doar să căutați aici ajutor, să recunoașteți că nu puteți să rezolvați lucrurile de unul una singură și o să găsiți toată susținerea necesară. În privința banilor, a carierei, a situației financiare, lucrurile stau foarte, foarte bine pentru balanțe în lunile mai, iunie, iulie și august. Aici avem regele de monede, o parte dintre balanțe, în urma unei crize, a unei probleme care apare aici în luna mai, este posibil să vă schimbați locul de muncă sau să vă schimbați traiectoria în carieră, e posibil o parte dintre voi să începeți o afacere de familie sau împreună cu anumiți membri din familie sau să aveți susținere de la un membru din familie mai matur, mai în vârstă, care să investească în voi. În orice caz, regele de monede aici, fie că sunteți voi sau e cineva din viața voastră, este o persoană extrem de norocoasă, extrem de afluentă, care are foarte mulți bani, care are un instinct foarte bun în afaceri, care poate să vă susțină sau să vă ajute pe această traiectorie în cariera voastră. Pentru balanțele care sunteți tineri, e posibil ca în aceste 4 luni, în perioada mai-iulie, să întâlniți o persoană care să vă fie mentor, care să vă ajute, să vă ghideze și să vă învețe meserie. Pentru acele balanțe care sunt antreprenori, care aveți propria voastră afacere,
Aici regele de monede ne arată foarte mult succes, mai ales în lunile iunie, iulie, august. Hai să vedem și pentru ultimele 4 luni din an, pentru ultimul trimestru, perioada septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, niște cărți de clarificare în dragoste, șartele de săbii, în sănătate, eremitul în bani, carieră, situație financiară, șasele de bâte. Hai să luăm fiecare carte în parte și să analizăm, să vedem cum se suprapune energia lor peste energia fiecărei luni în parte. Șaptele de săbi este hoțul sau dezertorul. Eu o interpretez ca fiind o carte neutră. Poate să aibă interpretări pozitive sau negative în funcție de celelalte cărți din etalare. Șaptele de săbi aici pe luna septembrie îmi arată că voi puteți singuri să vă furați căciula. Vă faceți singuri atâtea griji, vă faceți singuri atâtea filme încât vă provocați singuri o stare emoțională, o stare sentimentală, afectivă, negativă. Ba mai mult, pentru că în luna august avem aici magicianul care vă dă foarte multă forță, foarte multă creativitate, foarte multă putere de manifestare. Aici în luna septembrie se exacerbează riscul de a manifesta în viața voastră lucruri negative. Prin urmare aveți foarte, foarte mare grijă cu șaptele de săbi și nouăle de săbi aici în luna septembrie. Partea pozitivă din acest șapte de săbi este că vă dă o ieșire, vă dă posibilitatea să dezertați din această energie de nouă de săbi, să faceți decizia conștientă de a lăsa în urmă aceste griji, aceste îngrijorări fără sens și să o porniți în luna octombrie, din punct de vedere mental vorbesc aici în interior, da? Este o muncă care trebuie să o depuneți în interiorul vostru, să porniți către o altă cale mult mai pozitivă pentru voi. Da, va fi o cale grea, cu multe suișuri și coborâșuri, dar la urma urmei ce preferați? Să dețineți voi propriul control asupra destinului vostru sau să lăsați controlul în mâinile altora? Decizia este a voastră. Pe partea de sănătate avem aici Eremitul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Fecioarei. Această carte a mai ieșit pentru etalare, cred că a ieșit pentru Gemeni, dacă nu mă înșel. Prin urmare, aici, pe ultimele luni din an, s-ar putea să vă loviți de lucruri similare, probleme similare, teme similare, ca și Gemenii. Eremitul este o carte, da, de singurătate, de izolare, dar în același timp este și o carte de mare înțelepciune. O parte dintre balanțe s-ar putea aici, în ultimele luni din an, făcându-și autoanaliză, mergând în interiorul lor, în subconștientul lor, în lucrurile care se întâmplă sub nivelul conștiinței, să descopere anumite blocaje și să aibă ocazia să treacă peste aceste blocaje. Eremitul poate să semnifice și o persoană, un medic, un terapeut, un expert care apare în viața voastră și care vă oferă soluția pentru problema voastră de sănătate. S-ar putea să fie o soluție care să vă ducă în direcții mai ciudate, mai neobișnuite, s-ar putea să aveți mult de muncă pentru a implementa această soluție în viața voastră. În prima fază, aici, în luna decembrie, s-ar putea să resimțiți o pierdere. Poate trebuie să renunțați la anumite obiceiuri pentru a vă îmbunătăți starea de sănătate, dar, per total, Eremitul vine cu soluția perfectă pentru voi la acest moment. În privința banilor, a situației financiare, a carierei, lucrurile iarăși stau foarte, foarte bine. Aici avem șasele de bâte, este o carte de victorie. Orice îngrijorări aveți aici în luna septembrie, în luna octombrie vine răsplata. Răsplata pentru efort depus în trecut. Finalul anului vă vede victorioși din punct de vedere al carierei, a situației financiare. În luna noiembrie o să aveți foarte mult de lucru. O să fie foarte, foarte multă activitate la voi în domeniul carierei. S-ar putea ca în luna decembrie să nu fiți mulțumiți de rezultatele acestui efort, dar anul următor, 2022, o să vă aducă toată răsplata pe care luna decembrie doar vă promite și nu e capabilă să vă dea fix în acel moment. Per total, o interpretare foarte frumoasă și pentru balanțe. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos pentru anul 2021. O să extrag o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Pentru balanțe,
Mesaj de încurajare pentru anul 2021. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, nu uitați să urmăriți și etalarea pentru ascendentul vostru sau pentru semnul zodiacal în care aveți luna. Și acum hai să scoatem o carte. Înțelepciunea divină mă îndrumă. De-a lungul acestei zile sunt îndrumată să fac alegerile potrivite. Inteligența divină mă îndrumă mereu în realizarea țelurilor mele. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos pentru Zodia Balanță, care vă readuce aminte că aveți ghidare divină în tot acest an 2021, de fiecare dată când vă simțiți pierduți, când vă simțiți triști, singuri, abandonați, e foarte important să vă reconectați cu sursa divină, să reveniți asupra acestor cuvinte și veți găsi calea potrivită pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, vă doresc să aveți un an 2021 minunat, până data viitoare, vă doresc tot binele din lume. Pa, pa!